Una dintre primele porunci ale Domnului Isus în lucrarea sa publică a fost Pocăiți-vă! De atunci încolo Isus a început să propovăduiască și să zică Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. N-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți ci pe cei păcătoși. Bărbații din Inive se vor scura alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor orsândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Eu vă spun, nu și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. A rostit această poruncă pentru toți cei ce vor asculta, fără deosebire. A fost o chemare la o transformare lăuntrică radicală în relația cu Dumnezeu și cu oameni. Două lucruri ne arată că pocăința este o schimbare lăuntrică atât a minții cât și a inimii. Și nu doar o părere de rău pentru păcat sau doar o îmbunătățire a comportamentului. Cuvântul din limba greacă are două părți, meta și noeo. A doua parte se referă la minte și la gândurile, percepțiile, dispozițiile, chiar scopurile unei persoane. Prima parte este un prefix care de obicei desemnează mișcarea sau schimbarea. În lumina modului în care funcționează de regulă acest prefix, putem deduce că semnificația de bază a pocăinței este experimentarea unei transformări a percepțiilor, a dispozițiilor, chiar și a scopurilor minții. Celălalt factor care desemnează același înțeles al termenului pocăință este modalitatea în care Luca, capitolul 3, descrie relația dintre pocăință și noul comportament. Acolo regăsim scris. Faceți deci roade vrenice de pocăința voastră. Apoi dă exemplu ale, ale roadelor: cine are două haine să împartă cu cine nu are niciuna, și cine are de mâncare să facă la fel. Acest lucru înseamnă că pocăința e ceea ce se întâmplă în nostru. Această schimbare, deci, conduce la roadele unui comportament nou. Pocăința nu înseamnă fapte noi, ci schimbarea la untrică, ce produce rodul faptelor noi. Iisus vrea de la noi ca să experimentăm această schimbare la untrică. De ce? Răspunsul lui este că noi suntem păcătoși. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Care a fost perspectiva lui Iisus cu privire la păcat? În pilda fiului risipitor, Iisus descrie păcatul fiului în acest fel și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate. Dar când fiul risipitor se întoarce, el zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Eu nu mai sunt vrednic să, fiu, să mă chem fiul tău. Așadar, ați risipit viața într-un trai destrăbălat și cu prostituatele, nu este ceva jignitor doar din punct de vedere uman. Este chiar o ofensă împotriva cerului, adică împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este natura esențială a păcatului. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Vedem iarăși acest lucru în felul în care Isus i-a învățat pe ucenicii să, să se roage. Le-a zis că ar trebui să se roage astfel și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Cu alte cuvinte, păcatele pe care le iartă Dumnezeu sunt comparate cu cele pe care le comit oamenii împotriva noastră, iar acelea sunt numite datorii. Așadar, perspectiva lui Isus cu privire la păcat este că acesta îl desonorează pe Dumnezeu și ne face dator să restaurăm onoarea divină pe care am defăimat-o. Cum? Prin comportamentul sau prin atitudine noastre, prin care am minimalizat imaginea lui Dumnezeu. Vom vedea mai târziu cum a fost plătit această datorie de Isus însuși. Pentru noi însă, pentru a avea parte de acest dar, Domnul Isus spune că trebuie să ne pucăim. Pocăința înseamnă a avea parte de o schimbare a minții, astfel încât să-L vedem pe Dumnezeu ca adevărat, frumos și vrenic de toată lauda noastră și de toată supunerea noastră. Această schimbare a minții îl include în același fel și pe Isus. Știi lucrul acesta deoarece Isus a spus, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Al vedea pe Dumnezeu cu o minte nouă implică faptul de a-L vedea pe Isus cu o minte nouă. Nimeni nu se poate sustrage în fața poruncii lui Isus cu privire la pocăință. El a spus limpede acest lucru atunci când a venit la el un grup de oameni cu vești despre două calamități. Ani oameni nevinovați fuseseră uciși într-un masacru de Pilat și prin prăbușirea turnului din Siloam. Isus a prins ocazia de a avertiza chiar pe aducătorii veștilor. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cu alte cuvinte, nu vă gândiți că aceste calamități înseamnă că unii oameni sunt păcătoși, aflați în nevoia de a se pocăi, iar alții nu. nu. Toți au nevoie de pocăință. Exact cum toți trebuie să fie născuți din nou. Tot așa toți trebuie să se pocăiască, deoarece toți sunt păcătoși. Când Isus a zis, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, n-a vrut să spună că unele persoane sunt destul de bune și nu au nevoie de pocăință. A vrut să spună că unii cred că sunt așa, iar alții s-au pocăit deja și au fost împăcați cu Dumnezeu. De exemplu, tânărul bogat voia să se îndreptățească pe sine, în timp ce vameșul se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Și omul acesta s-a pogorât acasă să o cotei neprihănit de către Dumnezeu. Așadar, nimeni nu este exclus. Toți au nevoie de păcăință, Iar nevoia este urgentă. Isus a zis, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce a vrut să spună el prin apierii? A vrut să spună că judecata finală a lui Dumnezeu va cădea peste cei ce nu se vor pocăi. Bărbații din Inive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi. Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Isus Fiul lui Dumnezeu, îi avertizează pe oameni cu privire la judecata care va veni și oferă scăpare în caz că se vor pocăi. Dar dacă nu ne vom pocăi, Isus are un singur mesaj pentru noi. Vai de tine! Iată de ce această poruncă a lui de a te pocăi este parte din mesajul său central cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Isus a predicat faptul că multa așteptată împărăția lui Dumnezeu este prezentă în lucrarea lui. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Evanghelia, vestea bună, constă în faptul că domnia lui Dumnezeu a susținut în, în Isus cu scopul de a-i mântui pe păcătoși înainte ca împărăția sa să, să vină prin cea de-a doua venire, cu judecată. Așa că porunca de a te păcăi se bazează pe oferta sa plină de har. Aceea că el e prezent ca să ierte și pe avertizarea plină de har că într-o zi cei ce refuză oferta vor pieri în judecata lui Dumnezeu. După ce a înviat din morți, Iisus a asigurat că ucenicii lui vor continua să răspândească în întreaga lume acest mesaj, această chemare la pocăință. El a spus, Așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învia a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând de la Ierusalim. Astfel, chemarea Lui Sus la pocăință ajunge la toate națiunile, ajunge la noi, indiferent cine am fi și oriunde ne-am afla și ne pretinde ascultare. Aceasta este ceea ce cere Iisus de la orice suflet. Pocăiește-te. Fii schimbat adânc înăuntru tău. Înlocuiește locuiește toate percepțiile, dispozițiile și, și scopurile care dezonorează pe Dumnezeu și care minimalizează pe Hristos. Cu unele care arată prețuire față de Dumnezeu și care înalță pe Hristos. Ce este adevărul? Pur și simplu.